Cui importante tournée susținute în Statele Unite, Franța, Germania, Austria, fosta URSS, alte țări din sud-estul Europei și o parte a Asiei Mici, Mircea Tiberian este renumitul pianist și compozitor român de jazz care a venit pe lume la Cluj pe 4 mai 1955. În Sibiul, în care și-a petrecut copilăria și adolescența, Tiberian avea să-și facă debutul cu prilejul Festivalului Internațional din 1974, iar mai târziu, pentru o perioadă de circa 2 ani, avea să fie membrul Teatrului Muzical Ion Vasilescu. În 1990, lector la Universitatea de Muzică din București, secția de jazz, Mircea Tiberian înființează chiar această componentă a universității. Dincolo de activitatea din mediul academic, artistul român este renumit pentru că a cântat, alături de muzicieni de jazz ai țării, dar și din străinătate, nume de marcă precum Anca Parghel, Dan Mândrilă, Aura Urzicianu, Johnny Răducanu, Ed Schuller, Herb Robertson, Thomas Stanco, Theo Jorgensen, fiindu-i pe rând parteneri în spectacolele susținute pe scenele din țară ori din afara acesteia. Iată-l pe Tiberian însă într-un spectacol cu mai tânăra româncă Nadia Trohin.